Bă, unde ați fost, mă? La Pepsi. Da? Ca să mâncăm acolo trebuie să avem vaccinul, așa că ne-am luat la pachet. Hai, mă, nu v-a lăsat înăuntru? Nu? Nu. Adică am intrat înăuntru doar să comandăm asta. Exact. Ce faci, tati, unde te duci? Grăbit. E prima lor, e prima dată când merg singuri la Crângaș cu mașina. S-au dus băieții la KFC cu Alberto, cu prietenul lor. Mă duc repede să-i întâmpin în stație să le iau, așa. Bă, unde ați fost, mă? La Pepsi. Da? Ca să mâncăm acolo trebuie să avem vaccinul, așa că ne-am luat la pachet. Hai, mă, nu v-a lăsat înăuntru? Nu. Nu? Nu. Adică am intrat înăuntru doar să comandăm asta. Exact. Și hai, veniți în coac. Și ați fost singuri? Da. Cum, mă, singuri? Da. Cu mașina? Da. Iochime, da, ai voie să scoți masca afară. Știi de ce... Nu, ușor, corupi. Știi de ce am stat așa mult? După comandă, pentru că era poșa până în care așteptau. Și am luat la carcere, am așteptat și după mașină, bun. Asta-i. Chep să eu vilă să mâncăm un pa. Și singur, mă? Da. Am înțeles. Și vă duceți în parc să mâncați KFC-urile? A? Păi cu prima a voastră ieșire, singuri. Mergeți în parc, da? Unde, unde în parc? Vrei la tine sau aici? La tine, aici. Hai, la voi. Hai. Am venit aici doar ca să-l zicem. Da. Să la Oșan, da? Asta era o doamnă care, cică, coboră ea la Oșan. După aia, cică, când de fapt a coborât la Mehadia. Da. A fost cam lungă. Da, deci am așteptat foarte mult după comandă și după mașină. Ce normal, trebuia să... Da, de ce n-a stat afară acolo? Că sunt în spate acolo, de ce n-a stat afară? Păi, nu știu dacă ne lasă acolo, așa. Afară te lăsa, înăuntru n-ai voie. Acum, nu mai contează. Nu neapărat în genul acolo, la pipi și afară și... Stai, Joachim. Ghișe, Alberto și-a luat și 500 de grame de prune. De unde pruneu? Nu, știi că de acolo sunt niște... Spion? Știi că sunt niște vânzătoare. Lângă viață și lângă acolo, știi? Știi, tu și-au niște pune de acolo. Hai, treceți pe la trecere. La un leu. Și cam puțin de la un leu. 500 de grame. 500 de grame, cred că e ăsta. Și chiar la un leu. Dar trebuie să avem ăsta. Opriți-vă. Opriți-vă. Așa, bravo. Eu mai merg și la Oșan de multe ori, doar că la KFC. Împărțiți și cu ceilalți care sunt prin parc, nu numai voi, da? Tati, cu toții, da? Nu-i nimeni. E... Dacă găsiți un apropiat, un prieten. A, doar dacă e prieten. E normal, nu? Păi da, dacă e prieten. Aici e mai. Hai. De ce? O masă. Aici am. Nu, dar sunt picante.
Îmi zic să mergem la masă. Suntem sponsorizați de... Nu sunteți sponsorizați de nimeni. De părinții voștri. Sponsorul de astăzi. Toți i-a dat. Toți i-a dat de la sos. Nu știu ca ce mai am dat cu voi. Nu. Haideți să testăm. E sos. Haide. Referatele mele de la pește. Nu cred că vrea că el acum o să se ducă la pește. Nu am fost la MEC mai des. Foagă-te! La MEC? Să mănânci eu? Normal. Ia-ți de acolo ce vrei. De la lui Iarga. Asta e a lui Iarga. Da. Noi am desfăt. În jurul de astăzi sunt eu care vă zic să dați like. Alberta și cu Rafael și cu încă doi colegi s-au dus într-un lift. În liftul ăla de la Crângaș, de la metro, știi? Așa. Și l-au testat de câteva ori, s-au dus sus și jos, sus și jos, ca să vadă dacă este safe, să nu se blocheze în el. Și după aia, știți că liftul nu ține lumina prinsă non-stop. Când nu este nimeni în el, se stinge. Și ei tot au rămas acolo. S-a stins lumina. Și după aia povesteau povești de groază pe întuneric, așa. Imaginați să vină cineva și să vadă 4 copii care... Da.